Fraților, am citit și nu mi-a venit să cred. Omar Haisam, 24 de ani de închisoare. Știți pentru ce? Puh, chestii ca lumea, domne, da. Subminarea economiei mondiale, terorism și 17 violuri. Ce bine că l-au prins, domne. Glumesc și intenționat am băgat o glumă proastă. Haisam a luat 24 de ani de pușcărie pentru un prejudiciu de 20 de milioane de euro. Adică pentru mânăreală de asta economică, pentru ceea ce numim de atâția ani cu un termen generic așa, corupție. 24 de ani? Omar Haisam a fost condamnat definitiv la 24 de ani și 4 luni de închisoare în dosarul Manhattan, în care este acuzat de infracțiuni de ordin economic. Ești ăla mic care respira greu? Era frasul, mă, Mohamed Omar, care a primit și el în același caz o pedeapsă de 22 de ani de detenție. 24 Omar Haisam, 22 frasul. Ce părere aveți? Mai știu pe unii care au înfundat grav pușcăria pentru infracțiuni de-astea economice. Mamă, dar ei au pățit-o mult, mult mai rău. Gabriel Sandu, fostul ministru al comunicațiilor, 3 ani de închisoare. Omul de afaceri, Dorin Cocoș, 2 ani și 4 luni. Gheorghe Ștefan, fostul primar din Piatra Neamț, 6 ani. Dumitru Nicolae, zis Niro, 2 ani și 4 luni după gratii. Meserie? 2 ani și 4 luni pentru Cocoș, că n-a dat pe goarnă. Iar la Haisam, 24 de ani? E ca și cum s-a pus o virgulă greșit, înțelegi? La Cocoș, 2,4 ani, la ăsta, 24 de ani. Poate-i vreo eroare, ceva. Dacă pui la un loc ANRP-ul cu retrocedările așadar și Microsoft-ul, doar astea, ajungi undeva la un prejudiciu de 1 miliard de euro, așa, la prima strigare. Și abia s-au dat niște ani de pușcărie, feliuți acolo, frimituri. Și toți anii care au rămas nedați, ce au zis judecătorii? Hai, frate, să-i dăm toți lui Haisam ăsta și lui Frasu, să ne descărcăm și noi din contabilitate, că rămânem cu anii ăștia pe stoc, să ieșim pe zero, vorba aia. Incredibil, 24 de ani? O să râdă și cioacă de el, o să-i zică: ce-ai făcut, mă, o mare? Ai omorât-o pe România, dă-ți-au dat 24 de ani să trăiești tu.